Ok, în continuare o altă trupă. Ei sunt mai băiețoși, așa. Dar ceea ce este foarte mișto, dacă aș putea spune așa, este faptul că cântă un cover după o trupă din Iași. Asta înseamnă că respectiva trupă este prea șmecheră. Teo Zăinescu rămâne la tobe. Vinerare și la claviaturi. Adrian Hamod la bas. Ștefan Orghidan, chitară ritm. Radu la voce. Călin la chitară solo. Și dragii mei,